Bună ziua tuturor! Suntem pe șantierul A7 la kilometru 0, aici lângă Ploiești, nodul rutier dintre A3 și A7. Acolo circulația este pe autostrada A3 de la București la Ploiești. Iar aici este pasajul principal al autostrăzii A7 care supra-traversează A3. Kilometru 0, așa cum v-am spus, de aici începe autostrada Moldovei. Este sâmbătă, aproape ora 15. Mergem puțin pe șantier să vedem cam care este evoluția lucrurilor din ultima perioadă. Ultima dată am transmis imagini de aici, de la acest nod rutier. Se montau grinzile peste deschiderile unde este cu grinzi de beton. Urmează să se monteze și tablierul metalic. După cum vedeți, s-au montat predale. Acum se lucrează la întretoaza, la culeea de la nod, culeea de aici dinspre partea de est, de vest. Să mergem mai departe să vedem ce se mai lucrează. Toate grinzile au fost montate, grinzile din beton, pe toate deschiderile. A început montarea predalelor și se lucrează și la armarea plăcii de suprabetonare. Deci acolo sunt predale montate. Și aici predalele sunt acele elemente din beton care se pun peste grinzi pentru a se putea face placa de suprabetonare peste care se execută hidroizolația și apoi asfaltul propriu zis pe care se circulă. Partea din mijloc, fix pe cele două deschideri peste autostrada A3, este în lucru acum tablierul metalic. Acolo. Tablier metalic care va asigura partea de cale de rulare peste, fix peste autostrada A3. Se lucrează la terasament de acolo în mai departare. Aici vedeți sus, sunt muncitorii. Se lucrează la placa de suprabetonare pe acest pasaj secundar care asigură una dintre bretele de intrare dinspre A7 spre A3. Aici, după cum vedeți, s-au montat toate predalele. Se lucrează la placa de suprabetonare acum. Thank you.
executat ultima pilă, s-au furat și s-au făcut, s-au armat cofra și turnat pilele pentru această zonă, chiar lângă calea ferată. Să mergem și noi să traversăm la trecerea peste la nivel cu calea ferată. Acolo se lucrează la terasamente. Este o cale ferată dublă. Acesta este pasajul destul de mare. Să reintrăm imediat în șantier. Pentru zona pe care se montează grinzile. Acesta este o cupă care va asigura urcarea betonului până sus. Acolo se
Deci se împrăște un pliant hidraulic, se numește un fel de ciment, dacă vrei să spuneți, dacă știți cum este cimentul. Acesta este. Și apoi se amestecă cu acest utilaj, cu straturile care sunt așternute, apoi se nivelează cu autograderul și se compactează la o umiditate optimă, în așa fel încât să avem un strat suport al autostrăzii stabil, cu măsură de siguranță pentru a asigura portanța căii de rulare a autostrăzii. Este o metodă des folosită pe autostrăzi. Asta s-a pus și centura. Cer scuze, dar s-a pus centura, chiar dacă suntem pe șantier. Freatica a fost foarte sus față de ceea ce a fost proiectat și s-au adoptat soluții tehnice suplimentare de îmbunătățirea și stabilizarea solului. Dar lucrările au avansat și s-a depășit faza critică. Grinzile au fost montate și vopsite. Deci, după cum vedeți, este o zonă de organizare de șantier. Primele două straturi de asfalt așternut. Lucrarea arată foarte bine.
mine, ceea ce am văzut în spate sunt acele câteva pasaje foarte importante, calea ferată, nodul rutier și acea zonă de care v-am spus că a fost critică la început, cu pânza freatică foarte sus, era practic la undeva la 60 de centimetri față de suprafața solului pânza freatică. Restul de lucrare, așa cum vedeți, arată foarte bine. Aici sunt două straturi de asfalt deja așternute. Pe zona de mijloc, mă vedeți, sistemul ITS se lucrează și la acesta. Se lucrează în anumite zone și la sistemul de iluminat. Este o zonă destul de lungă pe care s-au așternut straturile de asfalt, primele două straturi. Vedem dacă chiar întâlnim zonă în care se toarnă în continuare asfalt. E posibil să trebuiască să mă întorc înapoi dacă se toarnă în față, dacă nu cumva să încurcăm. Vă salut! Deci pe partea cealaltă, da? Pentru că aici e turnat. Da? Mersi! Sănătate! Nu-i nevoie să mă întorc, o să iau pe partea cealaltă. Acolo se vede un bazin pentru retenția apelor pluviale, care este profilat. Iar zona pe care veneam noi s-a așternut astăzi asfalt și nu se poate încă circula. Se vede așa un pic în iese aburi din asfalt. Ceea ce vedeți pe margine, o să cobor un pic. Este un utilaj care realizează șanțurile pentru scurgerea apelor fluviale. Nu este în funcțiune acum. El este un utilaj complet care face așa ceva. Deci este complet automatizat. Șanțul este profilat tot cu un utilaj în față și acesta este utilajul care mecanizat, automatizat toarnă acest beton pentru scurgerea apelor pluviale.
urcat nici șantierul, nici cățelul. Bă, salut! Bine ați venit, Bulan! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Ce faci? Da? Merge? Văd un comentariu cu un tronson de autostradă în zona Jud. Formula de lucru a UMB-ului este 3 săptămâni la lucru, o săptămână liber, și săptămâna aceasta toate șantierele UMB-ului sunt în săptămâna liberă și e normal să nu fie muncitor pe acel tronson de autostradă. Ei nu au sâmbătă de duminici libere atunci când sunt în șantier, timp de 3 săptămâni se lucrează aproape non-stop, în unele șantiere chiar și pe timp de noapte, dar când au săptămâna liberă, toți oamenii aceia care sunt pe șantiere UMB-ului merg acasă, în special în zona Moldovei, la familiile lor. Mulțumesc frumos! Eu cam atât pentru astăzi, sâmbătă. Am vrut să vin pe acest șantier, lotul 1, autostrada Moldovei, șantier care este printre cele pe care le vom da în trafic anul acesta.